Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir. Bun venit, dragii mei! Sunt Simona Dragomir, astăzi vorbim despre piciorul plat la copii. Ce este platfusul? De ce apare o astfel de problemă de sănătate și ce urmări poate avea? Ce este de făcut? Piciorul plat se poate corecta? Aflăm imediat de la invitatul nostru de astăzi, domnul dr. Ștefan Tiron, medic primar ortoped cu master în ortopedie traumatologie la Paris și supra-specializare de traumatologie sportivă la Paris și Londra. Bun venit, domnule doctor! Bine v-am găsit! Ce înseamnă piciorul plat? Așa, în principiu, avem mici noțiuni, dar vreau să ne spuneți dumneavoastră, să ne explicați în detaliu. Se face o confuzie între calcaneum valgum, este acel X care se vede la nivelul gleznei, ca și X-ul de la nivelul genunchiului, dar picioarele în X. Picioarele în X se vede la nivelul gleznei și care până pe la 4 ani este aproape normal. Piciorul plat este definit de amprenta pe care o lasă piciorul pe o suprafață și amprenta trebuie să aibă oarecare scobitură, partea din mijloc a piciorului trebuie să fie cam o treime din partea din fața piciorului și aia definește un picior plat sau piciorul normal sau chiar un picior scobit. Ce trebuie să înțelegeți? Pentru copilul foarte mic este rarisim o problemă adevărată. Deci îl lăsăm până pe la 4 ani, spuneați. În, sigur că îl lăsăm în pace, în nu studiem uter, bolta piciorului. În uterul matern, așa, piciorușele stau în diverse poziții, imaginabile și non-imaginabile. Și tocmai de aceea bebelușul când se naște are piciorușele cam strâmbe. Gândiți-vă că ai înghesui o persoană într-un ou. E, nu poate să stea într-o condiție extraordinar de bună și încă o dată picioarele poate să stea în diverse poziții, unele care fac să se forțeze nu numai toate încheieturile piciorului, dar și încheietura gleznei și așa mai departe. Ori asta afectează, mai ales la naștere, forma piciorului. O să observați că imensa majoritatea copilășilor au niște picioare crăcănate, niște picioare care arată altfel decât ne-am talpa fi dorit. Talpa nu stă normal, are tendința talpa să fie așa ușor ridicată. Talpa foarte pe spate, la unii stă în echin, adică întinsă ca la balerin și așa mai departe. Încă o dată, nu trebuie să intrăm în panică, pentru că asta este, hai să zicem, normalitatea dată de viața intrauterină. Trebuie să lăsăm copilul să se dezvolte normal și după cum știe toată lumea, până pe la 9-10 luni copilul nu prea calcă sau începe să calce. Ajutați, sunt unii mai precoci care încep să meargă puțin mai devreme, să meargă. Sprijiniți, încep... Dau din piciorușe și vor să că a existat o modă a premergătorului care a cam dispărut. De ce? Urma să vă întreb și acest lucru. Așa, s-a văzut clar că există niște etape în viața copilașului și care sunt, hai să zicem, obligatorii. De fapt, ce face acest copil? Învață să meargă. Meargă. Oricum, cu premergătorul nu învățam corect. Sigur că da, și anticipam niște... Ce se întâmplă? Copilul stă pe spate, la un moment dat începe să se împingă în coate și în călcâie ca să se întoarcă pe burtă. Este o perioadă, o etapă obligatorie. După aia începe să meargă târâș și trebuie să de meargă. Abușilea, da. Toate aceste lucruri fac parte dintr-o dezvoltare normală. După aia târâș, mergând, ajunge la marginea patului și se cațără el pe marginea patului și așa. Reușește să se ridice, reușește ușor, sprijinindu-se ușor să se ridice. De ceva, da. După aia începe să stea sprijinindu-se în mâini el, de marginea patului, de părinți și așa mai departe și ușor, ușor începe să-și facă vânt să meargă și bineînțeles mai că primele... Mai împiedicat, și clătinat cade de fiecare dată la primele încercări. Dar ușor, ușor chestia asta se va perfecționa și va începe să umble. Dacă vedeți ce se întâmplă cu un pacient care a avut un atac cerebral, cum spun ăștia, un accident vascular cerebral, cum se spune medical, reînvățatul mersului este foarte, foarte, foarte greu. Se face în luni, dacă nu chiar în ani de zile. Este într-un fel același lucru. Deci trebuie să lăsăm copilul să se dezvolte normal. Sunt niște programe care se dezvoltă la nivelul cortexului cerebral și... Toate astea
concură la un mers. E, și oricum, piciorul, premergătorul săream niște etape. Săream niște etape, săream. Copilul se obișnuia să calce cumva pe vârfuri. După ce a fost o mare modă, vedeți, am ajuns la Paris și acolo am observat un lucru, că noi ziceam, domne, recuperare funcțională. Ori eu înțeles că pentru copilul mic și pentru copilul până într-un 7, 8, 9 ani și chiar mai mult, nu se face recuperare funcțională. De ce? Natura face atât de bine lucrurile încât în orice intervenim noi cu degetuțele noastre, nu facem decât să perturbăm niște mecanisme care merg minunat de ele înșile. Și atunci n-are rost să faci altceva decât să lași natura să așa. Vă rog, dragi, în primul rând, dragii mei colegi medici generaliști sau medici pediatri, nu intrați în panică. Îmi vin copii care n-au călcat încă, au 7 luni și li se spune platfus. Păi cum poți să știi cum e poziția piciorului, cum este de funcțional piciorul dacă n-a funcționat? Nu există așa ceva. Bine, nu vorbesc de acel 1 la 1000 sau 1 la 10.000 de cazuri grave speciale, și da, malformații grave care sunt vizibile și care trebuie, la care trebuie intervenit ortopedic sau chirurgical, cum doriți noastră, dar alea sunt rarisisime. Bun, și noi nu vorbim, și nu vorbim despre aceste cazuri, vorbim despre astăzi. Copilul normal care are tot felul de forme ale piciorului și ale membrelor inferioare, dar trebuie să lăsăm ușor, ușor să se dezvolte. Și, cine... și spuneați, domnule doctor, că până la 4 ani lăsăm natura să-și urmeze cursul, copilul să se dezvolte. Am observat că nu singur e bine să intervii până la 4 ani, 4 ani și jumătate. De ce? Forma piciorului, forma acelei bolți nu este dată de forma pietrelor ca la catedrală. La catedrală se taie pietrele alea într-o anumită formă, se pun și stau în bolta respectivă. Nu este așa. La nivelul piciorului este vorba despre un program care se dezvoltă încă o dată la cortex, pentru că s-a văzut clar, și asta țineți minte, dragi mame, dragi mame și dragi tați și bunici, forma aceasta este dată de un program. S-a văzut că dacă tai inervația la nivelul piciorului, piciorul cade și devine plat. Dacă faci o hiperinervație la nivelul piciorului, piciorul devine picior cav, picior prearcuit. Deci, astea și același picior. Deci, forma piciorului este dată de un program care se dezvoltă la nivelul cortexului. Păi, dragi părinți, dacă și voi sunteți în regulă și bunicii sunt bine, nu prea are cu cine acel copil să semene altfel decât... O să vedeți că există picior plat. Să știți că există o populație prin Eritrea, dacă nu mă înșel, Somalia, zona aia, unde există o populație cu picior plat, plat, plat. N-a murit nimeni acolo și nu numai atât, dar după cum știți, din zona aia sunt... Obțin și performanțe atunci când e vorba de atletism. Planetei, da. Vorbesc serios. Țineți minte că primul mare maratonist de acolo, Bichila ABB, nu știu dacă avea piciorul plat, aici merg așa, a alergat cu piciorul gol. Cea mai mare problemă a fost să-i se pună niște tenici în picioare, că nu putea să alerge cu tenici. Deci asta nu este o tragedie, în primul rând, chiar dacă este piciorul plat, vă vorbeam de o întreagă populație din nord-estul Africii, și care nu n-a murit nimeni de picior plat sau, dar nu trebuie intervenit decât în cazuri absolut excepționale. Și spuneați, domnule doctor, că ne uităm la noi părinții, bunici, dacă noi nu avem platfus, nici copilul nu are. Dar dacă unul dintre părinți are platfus, atunci ar putea ca și copilul să aibă platfus. Deja vorbim și în general spune, uite, vine mama de obicei la consultație și spune, păi să știți că și tata lui copilului, sau da, ei, fetiței, are un platfus ca și bunicul. Atunci este clar că este oarecare problemă și încă o dată vorbim de o problemă mai ales de program. Ori programul ăsta, la un moment dat, noi putem să intervenim și atunci, după un 4 ani, 4 ani jumate, se poate interveni și se pun acele plantare. Unii le spun talonete, dar hai să le spunem plantare, pentru că ele vizează nu doar călcâiul, talonul, cum se numește așa, ci întreaga talpă plantă, se numește în limbaj medical. Și cum se fac corect aceste plantare, domnule doctor? De ce v-am întrebat corect? Pentru că mi-e greu să cred că dacă te duci și cumperi dintr-o farmacie, de la o tarabă, se și potrivește formei piciorului copilului. Adică e ca și cum ți-ai lua ochelari de vedere de la tarabă și știu sigur că oftalmologii nu-i recomandă. Cred că și dumneavoastră la fel cu plantarele. Că... piciorul stâng al fiecărei persoane diferă absolut de piciorul drept. Absolut. Deci mă gândesc că ar trebui făcute personalizat. Individualizat, exact. Sigur că da. Să știți că aceste plantare
vă spuneam că acționează mai puțin asupra piciorului direct, ci asupra unui program la nivelul cortexului. Noi, prin aceste plantare, dând niște mici presiuni, mici încă o dată, cine face plantare cu mai mult de 3-4 mm grosime, este o greșeală gravă. Și faci un picior plat, îl transformi în picior caf, care și el este un picior patologic, deci mare atenție. Noi cu plantarele nu rezolvăm, ținta este scoarța, schimbăm programul, se numește reprogramare a posturii. Și este incredibil, vin părinții să spună, extraordinar, ce ați făcut prin chestia aia care aproape că nu se vede ca înălțime, că sunt niște mici reliefuri, de s-a schimbat copilul. Și asta se obține, Deci schimbă și poziția, mersul, totul. Sigur că da, întreaga postură. Vedeți, toată lumea vorbește de dureri de creștere. Credeți-mă și vă spun, după ce am o experiență pe zeci de mii de cazuri și cred că spre plus de mai mult de 5.000 de copii. Nu cred cu tot sufletul meu și cu toată experiența mea că există dureri de creștere. Cred că există tulburări de postură în care copilul respectiv, de exemplu, stă înclinat către în spate. Sau în față. Mult mai rar. Dacă ar fi să există și în față, dar dacă vreți, nu știu dacă sunt 5%, restul de 90-95% stau înclinați către în spate și sunt cei care vin și spun seara, zice, se plânge de dureri la nivelul gambelor, genunchilor, câteodată chiar și a spatelui, și s-a spus că are dureri de creștere. Pe mine m-a intrigat totdeauna, dar de ce Georgel are și Vasilica nu are și Irina are și Măruca nu are? Nu la fel există. De frumos. Ar trebui să aibă toată lumea, ceea ce nu este adevărat. Și atunci aceste dureri de creștere ar trebui să dispară ca idee și să se spună, da, există o altă problemă care face să existe și să funcționeze corpul într-o situație și într-o postură alta decât normală, ceea ce dă dureri. Am reținut ceva foarte, foarte important, că până pe la 4 ani, 4 ani și jumătate, lăsăm copilul în pace, nu avem de unde să știm dacă are picior plat sau nu. După 4 ani, dacă nu s-a format acea curbură așa cum trebuie, luăm anumite măsuri și domnul doctor spunea despre plantarele acestea corectoare, dar am reținut că trebuie să fie făcute personalizat. Unde se fac aceste plantare, domnule doctor? În primul rând, avem un mic ghinion. În România există, toată lumea știe, stomatologie, cardiologie, toate științele legate de diverse segmente. Foarte puțină lume știe că în România încă nu s-a dezvoltat cu adevărat o știință care se numește podologie, știința piciorului. Este studiată puțin pe la ortopedie, dar foarte... Eu când am ajuns în Franța, am rămas cu gura căscată, este o știință de sine stătătoare, există podologi și așa mai departe, o știință foarte dezvoltată, care în România nu... Așa că toată lumea își dă cu părerea și zice, aule, are picior așa sau are picior așa. Fără să existe o știință, o experiență, știința asta se face din experiențe repetate, sistematizări ale unor probleme. Încă o dată, în România, din păcate, nu există încă această podologie dezvoltată. Fac ortopezii, ei spun imediat ori, gata, pune în gips și tăiem, ceea ce nu, sau tăiem, sau rezolvăm adică chirurgical, intervenție chirurgicală. Ceea ce trebuie să rămână încă o dată. Pentru cred că 1-2% din patologii, deci rarisisim, încă o dată. Și atunci, dar se pot face anumite măsurători și eventual comandate aceste... Măsurătoarea, vă spuneam, se face pe o platformă de presiuni sau... Știu că realizați la cabinet așa da, ceva, da, faceți măsurători o astfel de platformă, pentru că una poți să vezi așa cu ochiul liber cum calcă persoana respectivă și alta este când măsori cu adevărat presiunile cu care calcă persoana respectivă. S-a întâmplat de multe ori să am impresia că piciorul este plat și de fapt el nu era plat. Părea să fie de sus. Știți, e puțin ca la parada aia de la zici, domne, a trecut pe acolo un elefant și a trecut nu știu ce car alegoric. Dacă stai să vezi amprentele, sunt toate camioane. Așa se vede, deci nu trebuie să te lași neapărat pe
păcălit de ce ți se pare că vezi clinic cu ochiul liber la călcătura persoanei respectivă și mai ales la copil, ci să faci niște măsurători. Deci recomandați aceste măsurători de specialitate. Obligatoriu, nu pe că care le recomand, sunt obligatorii, da, altfel discuția și este... Și cu aceste măsurători trimiteți cumva în afară și vin personalizate aceste plantare. Iar bună întrebare, deci ne există plantare? În podologie la noi, știți cum oftalmologul, de exemplu, pune diagnosticul, dar nu el este cel care face ochelarii. Da, și este foarte important, deci, ca ochelarul să fie realizat absolut corect. Absolut, trebuie realizat ochelarul respectiv de către un specialist în așa ceva care să preia date de oftalmolog, diagnosticul care trebuie să fie perfect, atenție, și să dea niște date foarte clare în ce privește cum vor trebui să arate ochelarii, dar ochelarii îi face opticianul. Așa și aici nu este podologul sau medicul ortoped care pune diagnosticul, ci este un specialist care, un podoiatru se numește în străinătate, este cel care face plantarea respectivă. Ori pentru asta am întrebat la un moment dat, domne, dacă trimit din România 1, 2, 3 tineri foarte destupați la minte și foarte iuți și foarte doritori să învețe, zice, foarte bine, o să plătești o grămadă de bani și imediat ce o să iasă din facultatea respectivă, că e ca o facultate, mi se pare că sunt vreo 3, 4, chiar și 5 ani de zile de învățat ca să ieși. Și imediat o să-ți angajezi o firmă de acolo cu 6-7 mii de euro pe lună ca începător, ceea ce nu o să ai niciodată posibilitatea în România să-l plătești. Deci îl pierzi. Și atunci ce am spus? Hai să fac toate măsurătorile în România. Apăs pe un buton care face click și care îmi trimite tot examenul la un specialist de acolo din străinătate. Care execută plantarea. Pentru că, să știți, să nu vă imaginați că în Italia sau în Franța se face altfel. Se face în orașul respectiv, se face măsurătoarea, se dă un click și ajunge la 100-200 de kilometri mai departe. Păi da, ce diferență este? Că, până la urmă, dacă dai pe click, tot în aceeași secundă se transmite. Deci avem această variantă. Și se face acea plantare, acel răspuns terapeutic, care încă o dată nu se adresează doar piciorului, ci posturii în general, și ea este făcută și ne sosește și avem un indice de satisfacție extraordinar de bun, ar spune, peste 95%, ceea bun, ce este deci iată, varianta corectă de tratament. Sunt nevoită să vă întreb, pentru că sunt părinți care întreabă în continuare de ghetuțele acelea ortopedice, dacă ajută masajul în fiecare seară la talpa copilului, una este prea mult, alta este prea puțin. Da. Eu ce fac în cabinet? Rog pe unul dintre părinți să stea într-un picior. Și îl rog să stea acolo niște secunde, zeci de secunde, și îl vede că are o articulație. Oricine stă într-un picior, uite, și ascultând emisiunea, încerca să stați într-un picior. Și o să vedeți că glezna este o articulație foarte instabilă, pe care o stabilizați cu două tendoane, două frâie, ca la un atelaj cu cai de o parte și de alta. Și dacă două persoane respective, când stă într-un picior, la un moment dat se rezolve și o problemă matematică, o rezolvă. De ce? El și-a creat un soft, un program prin care menține glezna stabilă, chiar gândindu-se la altceva. Nu este un program voluntar, este involuntar, este un program automat. Dacă acelei persoane îi pun un gips 6 săptămâni de zile, pierde acest nu reflex. Mai stă într-un picior, trebuie să-i refaci acel program. Păi unui copil care nici măcar nu și-a dezvoltat programul de stabilizare al gleznei, că are de obicei frâu intern, ați văzut că le cade glezna către interior, este ceva mai slab. Dacă îi pun acea ghetuță, păi îl dau înapoi cu niște luni de zile, dacă nu cu ani de zile, pentru că își pierde și ce a avut, vă repet, că și la adult trebuie să-i faci reeducarea gleznei ca să aibă din nou glezna normală și stabilă. Ce trebuie făcut cu copii și durează extrem de puțin și este foarte simplu? Puneți copilașul respectiv să stea într-un picior, fără să se țină de nimic, fără să sprijine de absolut nimic, să stea într-un picior. Și o să aveți o surpriză, să vedeți că glezna care este puțin înclinată către interior, o să vedeți că, paradoxal, după câteva zeci de secunde, și chiar după secunde, începe să se îndrepte. Deci copilul are posibilitatea, trebuie să-l ajutăm să schimbe programul. Și mai am o singură întrebare foarte importantă. Cum alegem prima încălțăminte, sau, mă rog, primii pantofiori? Pentru că, tradițional, așa se spune, să fie pe gleznă un pic mai înalt ca să-i susțină glezna, să aibă acea perniță în talpă. Nu, nu.
deci nu. Totul cum trebuie e move. Să... Totul cum... e greșit. Nu da. Trebuie să fie cum mai înalt, trebuie atunci? Să fie ușor. Ușor, pernița flexibil. Este ca și cum v-ați lua o pălărie, că e frumoasă și vernil, dar are și ochelari incorporați. Păi pernuța aia este un mijloc terapeutic, de care de obicei copilul nu are nevoie și care îl duce dintr-un picior, să zicem, puțin plat sau chiar neplat, într-un picior cav. Deci nu luați mijloc... Nu o să vedeți la nicio firmă serioasă de pantofi, adevărată și puternică, astfel de pernuțe. O să vedeți la tot felul de pantofiori găsiți la colțul străzii într-o asta unde se cumpără și ulei și oțet și pantofi. Bun, deci, și mare, batice. Mare grijă ce alegeți. Aveți grijă, copii. Nu o să vedeți astfel de chestii pentru că sunt niște mijloace terapeutice făcute doar ca să le faci și care pot să facă rău. Bun, am reținut că de cele mai multe ori piciorul plat nu doare, dacă nu ne afectează mersul și practicarea unor sporturi, deja că nu ne supără, nu trebuie intervenim, mai ales până la vârsta de 4 ani spuneați că sub nicio formă nu intervenim asupra copilului. Totuși, atunci când piciorul este încă plat, deși copilul a trecut de această vârstă, se impun mici corecții de care domnul doctor ne-a vorbit. Pentru că acest picior plat ala lung poate să influențeze glezna, cum vă spuneam, genunchii, șoldurile și chiar coloana. Deci dacă avem o problemă de picior plat, ea ar trebui corectată din copilărie, pentru că altfel ca adult apar alte probleme. Vor apare probleme. Mulțumim din suflet pentru sfaturi, domnule doctor. Cu multă plăcere doctor. Și oricând aveți nevoie, cu drag. Vă așteptăm cu drag aici la Meditații pentru Părinți. Și încă o dată, dacă mămițile, bunițile și tătiții sunt acolo, nu interveniți aberant pe un copil sănătos. O să vedeți că acești copii refuză să poarte, în general, ghetuțele respective. Că nu se simt confortabil. Și atâta vreme cât poartă el ghetuțele alea grele și incomode, purtați și noastră o pereche de clăpari. Mai ales vara. Vă rog frumos să încercați. Și o să vedeți ce simte copilul respectiv. Sau niște bocanci din aia de iarnă grei, atâta vreme cât poartă el, să purtați și noi. Mulțumim, doamnă doctor, pentru sfaturi. Alături de noi a fost domnul doctor Ștefan Tiron, medic primar ortoped cu master în ortopedie traumatologie la Paris și supra-specializare de traumatologie sportivă la Paris și Londra. Atât pentru astăzi. Nu uitați că așteptăm mesajele, întrebările dumneavoastră la meditații pentru părinți @ditsibitsi.ro. Sunt Simona Dragomir, sănătate și numai bine vă doresc. Pe curând! Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir.